Era o zi normală în viața unui cuplu obișnuit. Soția, o femeie cu un păr lung și mătăsos, și-a privit bărbatul cu o cerere specială în ochi. Voia ca acesta să-i cumpere un pieptene deosebit, pentru a-și îngriji în mod corespunzător părul și a-l menține frumos și bine îngrijit. Bărbatul, un om muncitor și dedicat familiei sale, a simțit o apăsare în piept la această cerere simplă a femeii. Nu era din cauza faptului că nu dorea să îndeplinească cererea soției sale, ci pentru că nu își putea permite să-i cumpere peria pe care ea o dorea. Cu un sentiment de regret, i-a refuzat delicat dorința, explicându-i că nu are suficienți bani, nici măcar pentru a-și repara cureaua ceasului pe care îl purta cu mândrie. Soția, văzând tristețea din ochii soțului ei, a înțeles situația. Nu a insistat cu cererea ei și a ales să-i ofere în schimb un zâmbet de înțelegere. A doua zi, în timp ce se îndrepta către muncă, bărbatul a trecut pe lângă un magazin de ceasuri. Și-a adus aminte de conversația cu soția lui din seara precedentă și a luat o decizie. A intrat în magazin și a vândut ceasul pe care îl purta de ani de zile pentru a putea cumpăra pieptenele dorite de soția sa. Când s-a întors acasă seara, ținând în mână pieptenele, a fost foarte fericit, gândindu-se că îi va putea face un astfel de dar soției sale. Își imaginase deja cum ea își va îngriji părul lung, cu noul pieptene și cât de bucuroasă va fi când îl va vedea. Însă, când a deschis ușa, a avut parte de o surpriză. Soția lui avea acum părul tuns scurt. Uimit, el a întrebat-o de ce și-a tăiat frumosul păr lung și mătăsos. Ea i-a răspuns cu un zâmbet în colțul gurii. "Mi-am vândut părul și ți-am cumpărat o curea nouă pentru ceasul tău," arătându-i prin acest gest că iubirea lor și un sacrificiu mic pot aduce o fericire imensă. Au stat acolo unul în fața celuilalt, cu lacrimi în ochi. Nu plângeau din cauza faptului că gesturile lor s-au dovedit a fi inutile, ci din cauza iubirii profunde pe care o simțeau unul pentru celălalt. Morala acestei povești este una de mare valoare. A iubi este o experiență minunată. A fi iubit este un sentiment de neegalat, dar a iubi și a fi iubit în același timp reprezintă esența vieții. Așadar, încercați să-i apreciați întotdeauna pe cei care vă iubesc. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.